12 noiembrie a avut loc în cadrul finalei Cupei Republicii Populare Române întâlnirea de fotbal dintre echipele Arieșul Turda și Rapid București. Cei peste 40.000 de spectatori prezenți pe stadionul Republicii din Capitală au putut urmări în prima repriză a întâlnirii celor două echipe un joc echilibrat, spectaculos, în care Rapidul, forțând în repetate rânduri apărarea Arieșului mereu la post, a reușit să deschidă scorul 1-0. În cea de-a doua repriză, însă, ei au asistat la o surprinzătoare și categorică dominare din partea Arieșului, care în minutul 50, în urma unei lovituri de la 11 metri, printr-un șut bine pasat lui Păluțiu, aduce egalarea, 1-1. În continuare, Arieșul a prestat un joc degajat, cu pase precise, fără să retrage total în apărare, fapt care i-a dus tot prin Păluțiu și cel de-al doilea punct. Cu scorul de 2-1, Arieșul Turda a cucerit ritmica cupă și, mai mult decât atât, simpatia și prețuirea a mii de spectatori bucureșteni. Bravo, Arieșul!